Într-o țară, precum Republica Moldova, sistemul de achiziții publice trebuie să fie pedala de accelerație pentru creșterea economică. Cel puțin în teorie. În realitate, însă, deseori acesta reprezintă tocmai obstacolul care îngreunează realizarea unor proiecte din contul banilor publici. Agenții economici care participă la proceduri de achiziții publice pornesc la drum cu un rezervor plin de entuziasm și ajung în cele din urmă să se lovească de numeroase probleme. Lipsa informațiilor, proceduri anevoioase și birocratice, evenimente neașteptate. Dacă ești printre agenții economici care participă la o procedură de achiziție publică, poți avea senzația că procesul conține excesiv de multe etape. Tehnologia modernă vine să oprească ambiguitățile prin sistemul electronic Registrul de Stat al Achizițiilor Publice, etender.gov.md, lansat în regim pilot de Agenția Achiziții Publice. Cu ajutorul acestei platforme, procesul de achiziție este organizat online, disponibil 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână. Registrul de Stat al Achizițiilor Publice este primul pas spre e-achiziții, un motor nou, performant, care crește viteza și transparența întregului sistem de achiziții. Acesta pune controlul în mâinile ofertanților și asigură creșterea concurenței și a încrederii în procesul de desfășurare a achizițiilor. Întregul ciclu de viață al licitațiilor publice sau al concursurilor prin cererea ofertelor de prețuri poate fi urmărit în format electronic. Așadar, procesele care erau anterior realizate doar pe hârtie au fost înlocuite cu procese similare în format electronic. O veste bună, având în vedere că doar în 2011, pentru participarea la sistemul de achiziții publice, au fost consumate peste 2 milioane de foi de hârtie sau 8 tone de hârtie. Cu noul serviciu prin internet, interacțiunea cu autoritățile este simplificată. Nu mai e nevoie de deplasări multiple la sediul Agenției Achiziții Publice sau al autorităților contractante, iar accesul la informații actualizate se face atunci când este necesar, nu doar în orele de program. Procesul electronic de aprobare, publicare și raportare reduce posibilitatea de eroare și asigură o generare rapidă a analizelor statistice utile pentru autorități. Proiectele se desfășoară într-un mod echitabil și reduc la minim interacțiunea cu reprezentanții autorităților contractante. Astfel, sistemul de achiziții publice se transformă într-un mecanism eficient, transparent și cu adevărat competitiv. Pentru că e guvernul tău!